Bunul Dumnezeu să primească, iubiți credincioși, Sfânta Dumnezească Liturghie de astăzi. Hristos Dumnezeu să vă răsplătească, după cum bine știți, să vă căutați de suflet. Nu numai în acest post, ci în afară de post, trebuie de fiecare dată să-și mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile primite și să luptăm, să continuăm și să fim în slujba lui Dumnezeu. N-aș dori să vă rețin cu cuvânt astăzi, deoarece, după cum bine știți, eu de fiecare dată, la sfârșit, mai sunt cuvânt de folos pentru cuvânt de învățătură pentru noi toți, de altfel, dar astăzi s-ar dori cei care, într-adevăr, ați trăit și retrăit cuvântul propovădit, să nu uitați Sfânta Evanghelie care s-a rostit și cuvântul care s-a propovădit astăzi la sfârșitul Sfintei Liturghii. Și trebuie să prețim timpul, deoarece astăzi avem și taina Sfântului Maslu, unde vom avea prezența ierarhului, Preasfințitul Părinte Episcop Antonie de Bălți. Data trecută, în primul Sfântul Maslu, a slujit Preasfințitul Părintele nostru Nichifor Botoșănean. O mare binecuvântare, aș putea spune, pentru obștea Sfintei Mănăstiri și, în ultimul rând, pentru frățile voastre și pentru noi toți, de altfel, fiindcă un creștin bun știe ce înseamnă taina Sfântului Maslu, care cu toții avem nevoie atât de sănătate trupească și cea sufletească. Noi suntem într-o continuă încercare. Nu știu cât timp din viața noastră am fost sau suntem în slujba lui Dumnezeu. Cât de mult îl supărăm și prigonim pe Hristos Dumnezeu cu păcatele noastre. Cei prezenți în săptămâna patimilor, mai cu seamă în Joia Mare, Vinerea Mare, care an de an sunteți prezenți în Sfânta Biserică la adunarea canonului acesteia, a venilor cele 12 Evanghelii, ați văzut cât de cutremurătoare sunt și simțim pe viu patimele Domnului. De aceea bine ar fi ca frățile voastre să fiți prezenți și aveți grijă că săptămâna aceasta este o săptămână mai aspră. Precum prima săptămână, cei care v-ați făcut canonul mai aspru, cele 4 zile canonului mare, și cei care sunt credincioși în zilele noastre, care au o rânduială frumoasă, aș putea spune, de cei care aveți duhovnici buni, dar și faceți și ascultare, neosândirea, să spun, cine poate, în postul mare sunt credincioși în lume care nu mănâncă ulei decât sâmbătă doar și duminica. Am întâlnit deseori credincioși care atât de frumos își duc viața și crucea de creștin precum monahi în mănăstiri și sunt de nelipsiți la Sfânta Liturghie. Cei care într-adevăr sunteți în slujba lui Dumnezeu, ați văzut cât de greu și a nevoie este să stai, să nu vii la Sfânta Liturghie, mă refer la cei 2 ani de zile care am trecut prin grele încercări, nu știu dacă toți, fiindcă observați că toți cei care au fost și sunt în slujba lui Dumnezeu sunt prezenți și astăzi, și în fiecare duminică, și în fiecare sărbătoare. Nu că i-ar fi reținut pandemia,
erau multe motive și pe timpul comunismului că nu avem voie să ne ducem la biserică. La cinte urmărea de cea la biserică, erau oameni mari care se cununau și botezau copiii și erau în slujba statului comunist și tot se îngrijeau de sufletul lor. Oare acum, cum putem sta noi, Doamne ferește, să ne ferească Dumnezeu? Că mai nou se aude că spre toamnă din nou vom intra în alt val. Avem noi valurile vieții noastre care să ne ferească Dumnezeu de război. Ați văzut că milostivul Dumnezeu, preacurata Maica lui Dumnezeu, ne acoperă și în afară de țara noastră câtă ură, nedreptate, nelegire, nelegiuni se săvârșesc. De altfel, poporul nostru, binecuvântat de Dumnezeu și Maica Domnului, sunt în acea încercare, dar bunătatea creștinilor noștri din România a face aceste fapte nobile pentru cei care trec granița spre România. E bine, acum mai și judecăm pe nedrept, poate că mai auzim mass media sau auzim că unii sunt bogați, alții săraci. Fiecare va da răspuns, dar să nu treacă nimeni ferească Dumnezeu prin război acesta de astăzi. Și dacă noi așteptăm pandemia să nu mai avem voie, e bine, nu o să mai fie niciodată cu siguranță ceea ce a fost, să n-ai voie să te duci la Sfânta Liturghie. Am spus duminica trecută că observ creștini credincioase, să spun, care le este teamă și în ziua de astăzi să se închine Sfintelor icoane, care sunt oglinda sufletului nostru și crucea armă împotriva diavolului. Dacă Hristos Dumnezeu, Arhiereu veșnic, este ca bisericii și luăm Sfântul Trup și Sânge și ne facem sănătoși, atunci cum îndrăznim să gândim că icoana ne va îmbolnăvi? Sute de ani s-au sărutat Sfintele icoane și după mii de pelerinci nu s-a îmbolnăvit nimeni. Deci, repet, nu sărutați chipurile, chiar dacă este sticlă, doar piciorușile și mânuța Mântuitorului. Și să avem frică de Dumnezeu și icoanele care sunt scut apărare în casa noastră. Să nu vă lipsească crucea de la ușă și Sfintele icoane, începând cu Maica Domnului Mântuitorul, Sfinții plăcuții lui Dumnezeu, prietenul Dumnezeu, care îi iubiți și îi cinstiți că îi purtați numele, să nu vă lipsească de pe perete. Am zis că nu țin cuvânt că e târziu, dar închei aici cu rugămintea, fac un apel la cumpătare în săptămâna aceasta. Deseori se pune o întrebare unor preoți dacă fac ceea ce spun. Ferească Dumnezeu să existe un preot să spună de post și nu postească. Sau să dea sfaturile cuvenite și să nu le împlinească. E bine, nu poți propovădi cuvântul lui Dumnezeu dacă nu tu ca preot slujitor care ești solul lui Dumnezeu, ești primul care vorbim despre post, rugăciune. Știm puterea postului, acest neam de diavol nu va ieși decât cu multă rugăciune și post. E bine, dacă ne referim la postul mai aspru, aici este îngăduință mai multă pentru cei bolnavi, suferinți. Nimeni nu vă pune săptămâna aceasta să fim habonici, adică să nu mâncăm 2-3-4 zile și să amețim să cădem pe jos și să cârtim, să pierdem tot ce am făcut în tot cele 40 de zile, dar este așa rânduiala. Cine poate și-l ajută Dumnezeu să țină ca prima săptămână, luni, marți, miercuri, post negru. Cine nu poate să mănânce doar uscat, în afară de joi, când este dezlegare la ulei și sâmbătă.
și nu poate nici uscat să mănânce fiertură, nici de cum ulei până joi. Iar nu mai spun de băutură, s-a înțeles foarte greu, înțelegem unii, că în posturi nu este blagoslovit și binecuvântare să bei alcool, vin, mă refer, nu mai spun de țuică, țuică de 32 de ani n-am dat blagoslovenie de când sunt în mănăstirea aceasta, a servi alcool cineva. Decât vin sâmbăta și duminica, sâmbăta fiind sâmbăta morților, e bine, dacă călcăm acest canon, să ne spovedim și să spunem. Cine n-a putut să postească, din binecuvântate pricin să spun, eu v-aș da blagoslovenie să vă spovediți. Chiar dacă n-ați postit, să vedeți că o să vă apropiați mult mai ușor de Dumnezeu. Haideți să vă rog în numele Lui Dumnezeu, la anul începeți cu 3 zile. Începeți cu 1 săptămână. Bucurie înaintea Lui Dumnezeu va fi și tu te vei simți și vei simți prezența Lui Dumnezeu. Neosândirea, că dacă ne aducem aminte în noaptea înviere, spune, veniți cei ce ați postit și cei ce n-ați postit și bucurați-vă de învierea Lui Hristos. Și cei care ați postit și cei care n-ați postit. Neosândirea. Lasă-L pe Cel care poate și fă o cruce, Doamne, cum poate acest om, că mai auzim, zice că omul ăsta are e Duhul Dumnezeu în el. Uitați, toate posturile ține și eu, de ce nu pot 3 zile? Decât să-l judeci că de ce postește. E bolnav și fără minte, cum spun unii. Vă rog să nu vorbiți, că înseamnă că dumneavoastră n-aveți nevoie de cuvânt de învățătură. Eu am zis că astăzi vorbesc mai puțin, că avem Sfântul Masă, dar am simțit nevoia că în biserică sunt credincioși care sunt obișnuiți duminică, duminică cu trăire și ascultă cu mare atenție cuvântul de învățătură. Atenție de săptămâna patimilor, să vă spun puțin din rândeala mănăstirii noastre. Încep dânile în seara aceasta. La noi se face slujbă de noapte la ora 12 de peste 30 de ani, 32 de ani. Dar în săptămâna luminată și în săptămâna patimilor nu va fi slujbă de noapte. De ce? Fiindcă este o altă rânduială. Mă refer la denile care încep din seara aceasta fiind Sfântul Maslu. Am amânat puțin mai înainte, să spunem, cu o oră. La ora 18 va începe denia. Prima denie în noaptea, în seara aceasta începe. Și deci, repet, săptămâna viitoare, săptămâna luminată, nu va fi slujbe de noapte. Luni, marți, miercuri. Denia va începe la ora 17, la ora 5. În Joia Mare, știm bine că credincioșii prezenți la cele 12 Evanghelii în săptămâna patimilor, împreună cu părinții călugări și slujitori, vor parcurge drumul crucii. Începem puțin mai devreme, la ora 14, la ora 2, cele 12 Evanghelii, să avem timp să parcurgem drumul crucii, coborând la baza dealului, la poarta Bucuria Crucii. De acolo se va rosti la fiecare troiță câte o Sfântă Evanghelie, o ectenie și vom urca până în dealul mare, la ultima cruce, unde se va ține cuvânt de învățătură. Vinerea Mare. În Vinerea Mare, prohodul Domnului va începe la ora 17, la ora 5. După rânduială, după prohod, se va înconjura Sfânta Biserică. Învierea o știm cu toții în miezul nopții la ora 12. Și ce să vă spun eu, să ne ajute Hristos, prea curata Maica lui Dumnezeu, să nu supărăm pe Mântuitorul Iisus Hristos în această săptămână. Și cei care nu o să ne întâlnim, vă doresc din inima sufletul meu, în primul rând, sănătate, viață care o primim în dar de la Dumnezeu, sărbători mai liniștite, mai liniștite și de folos și binecuvântate. O să vă simțiți mult mai bine dacă veți cerceta slujbele bisericilor, mănăstirilor. Mă refer că sunt foarte mulți credincioși care la învierea a doua vin ca la învierea din miezul nopții a Domnului.
Învierea a doua începe de fiecare dată la ora două, a doua zi. Spre mâhnirea mea este că 32 de ani am strigat, să spunem în evrenicul, să spun ce înseamnă un creștin să ia parte la înviere până dimineața, când se va sfinți Pasca. Cu câtă bucurie vă duceți acasă, să spuneți la cei de acasă. Că Hristos a înviat. E bine. Tradiția este alta în poporul nostru. Se ia lumină și începând de împarcare spre casă la celelalte. Care avem timp, mila lui Dumnezeu, să ne bucurăm, să ne bucurăm și de cei apropiați, de rudele, familia noastră, prietenii noștri, să-i primim cum se cuvine, cum este românul cu suflet mare, dar cât de frumos veți fi când vă veți duce cu lumânarea, învierea aprinsă și luând Paștele, așa se cheamă, anafora, ducând la cei de acasă care n-au reușit să vină, să noi judecăm noi, iar frățile voastre să stați cu Pasca sfințită, să duceți acasă Pasca sfințită. Rostind Hristos a înviat, în Bucovina este o tradiție, mă trimitea mama Dumnezeu să ierte cu blidul, să se spune la noi, cu acel coș înflorit, cu un prosop artizanal așa frumos, ouă roșie, pască, cozonac, și ajungeam acasă, dădeam din Paștele nafora care era stropită cu vin în miezul nopții în timpul învierii, și în casă, când ajungeam, dimineața ne sculam, toată săptămâna luminată, dar și până la înălțare, cu un ou roșu, cu aghiazmă ne spălam pe chip. Asta e tradiția poporului de mult. Sunt sate și comune care încă se mențin această tradiție. Să ne bucurăm de învierea lui Hristos și să vă ferească Dumnezeu să apucați să luați lumină fără a ierta, a vă ierta și care considerați că a supărat pe cineva sau va supăra cineva, să nu cumva să îndrăzniți să aprindeți lumina învierii până nu cereți iertare. Dumnezeu este iubire. Și dacă Dumnezeu este iubire și iertare, și nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Fiți binecuvântați! La mulți ani pentru toți cei care ați fost încreștinați în numele Preasfintei Trăimi și ați primit un mare nume și l-ați purtat și îl purtați cu demnitate, Florin, Florica, Florin, Florentina și toate florile pământului care sunteți frățile voastre, mamele și gospodinile, la mulți frumoși binecuvântați ani!